Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor în Sien. Astăzi vorbim despre celulită. Celulita care nouă femeilor, mai ales ne dă mari bătăi de cap. Bine v-am găsit! Bine ați venit la noi! Bine azi. Doamna doctor este dermatolog și cu dânsa vom purta o discuție despre celulită. Spuneți-mi, vă rog, ce este celulita în primul rând? Celulita este de fapt un proces anormal de stocare a grăsimilor care apare atoită de unor dezechilibre hormonale, alimentație excesive. Ce se întâmplă? Cele adipoase cresc în dimensiuni și pot să ajungă la un volum de peste 60 de ori mai mare, comprimă vasele din jur, se încetinește astfel microcirculația sanguină și se produce și o retenție de lichid între celule. Da? Celul celulea subcutanat se inflamează și astfel apare acel aspect bine cunoscut de coajă de portocală. Din punct de vedere medical, este practic o lipodistrofie, așa o numim noi, o lipodistrofie localizată, o degenerescență a țestului adipos, care, sigur, are mai multe faze de evoluție, în funcție de comportamentul fiecărui pacient, în parte. Cam 80 dintre femei au un anumit grad de celulită, Cine e mai predispus la celulită? Femeile sau bărbații? Femeile sunt mult mai predispuse și în special pe zona de șolduri, de fese, abdomenul mai mult la bărbați, dar puțin bărbați ce care au un grad de obezitate. Dar femeile sunt mult mai predispuse, după cum am spus, 8 din 10 au un anumit grad de celulită. Care sunt cauzele cele mai frecvente ale celulitei? În primul rând, alimentația, alimentația excesivă necorespunzătoare, combinate cu uh, viața sedentară, cu uh, dezechilibrele hormonale, uh, anumite afecțiuni care determină o retenție hidrică, bolile hepatice, ortostatismul prelungit, statul foarte mult în picioare, Însă la femei, la femei, baza sunt dezechilibrele hormonale și, în primul rând, în perioadele de pubertate, sarcină, premenopauză, în care uh, activitatea estrogenilor este uh, la nivel maxim. Acest uh, hiperestrogen se apără datorită unei hiperfuncții ovariene. Determină și uh, afectarea hormonilor tiroidieni, de ceea ce și-a trebuit luat în calcul, care, încetinindu-se sinteza hormonilor tiroidiene, o hipotiroidie poate să ducă la ombibare a țesuturilor, pentru că depozite de grăsime se dizolvă mult mai greu. Unde este localizată cel mai frecvent celulita? Celulita cel mai frecvent este localizată la nivelul feselor, coapselor, mai ales partea exterioară unde apar pernuțele, la nivelul abdomenului, dar și la brațe, partea interioară, partea internă, partea posterioară. De asemenea, cele mai frecvente acestea sunt, dar apare și la nivelul bărbiei. Așa numită bărbie dublă, chiar la nivelul cefei umerilor, dar la pacienții mai uh, obezi, mai uh, supraponderali, chiar la partea posterioară. Care sunt stadiile celulitei? Sunt, mă rog, prima fază, faza în care nu există și în testul adipos este foarte bine de vascularizat, este normalitatea. Prima fază ar fi celulita edematoasă, când pielea își pierde un pic supleția și elasticitatea. Este o fază reversibilă, în care, practic, este încitinită un pic microcirculația și nu apare încă aspectul de coajă de portocale, decât dacă ciupim pielea. Nu este dureros, este regulă, aici putem acționa deja și cu rezultate bune. Faza a doua ar fi uh, celulita fibroasă, când deja uh, crește numărul de fibre, de reticulare și dimensiunea lor, și care ce, sunt cele care înconjoară celulele adipoase. Da? Așa se comprimă mai mult vasele de sânge din apropiere și astfel se încetinește foarte mult circulația sângelui și oxigenarea. Uh, faza 3 deja este faza sclerotică în care uh, apar chiar micronodulii, um, celula de pasă și fibrele deja creează conglomerate și astfel se închide chiar microcirculația, apare aspectul acela de coajă de portocale, pielea este mult mai sensibilă la palpare. Și ultima fază în care deja este irreversibilă și micronodulii sunt și mai mari, pot să, să fie macronoduli, se simt chiar la palpare și pielea este sensibilă, chiar dureroasă, în repaus. Cam acestea ar fi în principal. Există tratament pentru celulită? Acum, în primul rând, trebuie să discutăm de stilul de viață, care ar trebui îmbunătățit alimentația echilibrată, toată lumea știe, cu mai multe fructe, legume proaspete vine vara, bogate în vitamina C, o hidratare corespunzătoare, sportul e foarte, foarte important, măcar de 2-3 ori pe săptămână. Um... Hidroterapia, mișcarea în apă este foarte bună, are masajul, dar nu masajul dur pentru că poate agrava celulită, de atenție, da, și, sigur anumite tehnologii care pot să ne ajute foarte mult și să îmbunătățească acest aspect al pielii cu celulită. Ar fi o combinație între ele, vorbim de criolipoliză, vorbim de radiofrecvență, vela, care combină radiofrecvență cu infraroșu, cu role mecanice și vacuum, care fac și un masaj și activează foarte bine circulația. Aceste uh, tehnologii sunt uh, neinvazive, sunt aprobate de FDA, Food and Drug Administration, și efectele în timp sunt uh, foarte, foarte, bune, mai ales dacă le combinăm. Pentru că, de exemplu, criolipoliza se, uh, se face cam la interval de 6-8 săptămâni, uh, iar vela, vela cam la 5-7 zile. Deci între ședințele de criolipoliză putem să introducem aceste uh, și radiofrecvența. Toată lumea își dorește să arate impecabil în costumul de baie. cu cât timp înainte de prima ieșire la soare ar trebui să ia măsuri doamnele, domnișoarele. Acum, sigur că ar fi foarte bine să se ia măsurile din timp, pentru că un efect instantaneu nu este posibil. Este nevoie de timp pentru eficiență, e nevoie de timp ca să. Uh, Vila procedurile acestea, cum bine, cum v-am zis înainte, uh, criolipoliza se face la 6-8 săptămâni. De ce? Pentru că practic uh, uh, se îngheață celulele adipoase, da, și ele au nevoie de un timp uh, până când se elimină. Este un proces de fapt de moarte naturală a adipocitelor. Uh, și ele vor fi, să uh, noi în numim apoptoză, după care ele se elimină frumos, uh, macrofagele le elimină gunoierii organismului, da? Pentru asta e nevoie de timp, pentru că nu se întâmplă de pe o zi pe alta. Doar după 15 zile, efectele încep să devină vizibile și vor fi maximale la uh, 6, 8, chiar 10 săptămâni. Ai nevoie de acest interval pentru a uh, face a doua ședință de crio. Sigur că după prima ședință Depinde de și de stratul de adipos Pentru că dacă este un strat adipos Chiar o ședință este suficientă da? Dacă avem nevoie să tratăm Mai mult, sigur că Maxim 3 ședințe se fac pe o zonă Deci e nevoie Depinde de cât dorești să îmbunătățești Reduce numărul de cești, circunferința, o reduce Cam 2-3 cm Per ședință Deci cam 25 cm 40% din țesutul grăsos din zona respectivă. Timpul de expunere, mă rog, e cam o oră, oră și ceva și pentru a avea rezultate trebuie veni cam din... cât de repede, din iarnă, depinde cât ai concediu. Depinde când ai concediu. Iar la uh, vela, uh, cam la patru săptămâni, deja putem vedea rezultate. Deci, pielea devine mai netedă, chiar se acționează metabolismul, uh, celulita chiar se estompează foarte bine, uh, e mult îmbunătățită și circulația în zonă. Se ved, se văd rezultate, se văd deja la patru săptămâni. Dar uh, combinate e cel mai bine. Deci, odată ce a început uh, lupta cu celulita, aceasta este o luptă continuă. Absolut. Nu, nu ne putem lăsa. Nu ne putem lăsa. Permanent trebuie să avem grijă să nu reapară și să ne menținem într-o formă cât mai bună, respectând regulile de care v-am spus în primul rând stilul de viață și apoi, sigur, și celelalte metode de remodelare. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații. Și eu vă mulțumesc. яркко навастра с нерведам са на не то.